Salut, prieten! Vă spun din decorul galant al Palatului Cesianu Racoviță, o locație pe măsura invitatului pe care îl avem astăzi la Play Sport. Îi spunem bun venit lui Mircea Lucescu Bine v-am găsit! și vă mulțumim că ați acceptat propunerea noastră în prag de sărbători. Cred că e un cadru care vă face plăcere, fiindcă știu că sunteți un mare iubitor de artă, da? Da, e plăcut să faci o discuție în prezența atâtor lucruri frumoase de aici, sigur. Da, ați ales un loc care, în afară de faptul că îmi face plăcere, cred că este și foarte cunoscut, așa, istoric, un loc istoric, arhitectural și istoric, aș putea spune. Povestiți-ne un pic despre pasiunea noastră legată Nu, nu are de niciun artă, rost. așa, N-are. în Mai, câteva, eu în câteva sunt... cuvinte. Nu, nu, nu. Asta n-are ce să spun. Pasiunea mea, cea mai importantă, rămâne fotbalul. Rest, încerc să acopăr timpul care l-am la dispoziție cu alte preocupări și mai ales cu preocupări care să mă relaxeze. Aceea, sigur că urmăresc și acest lucru. Deci, știți foarte bine, știți toate poveștile dumneavoastră, când luam echipa națională, jucătorii echipei Dinamo sau cei de la Corvinul și duceam pe la muzee, pentru că era foarte important pentru ei să vadă și altceva în afară de fotbal. Dar cred că făceam foarte bine, ducându-i să... Să facă cunoștință cu... Mi-aduc aminte că înainte de campionatul european din Franța, am făcut un turneu la Paris, cu un an înainte, cred. Da, cu un an înainte. Turneu pe care l-am și câștigat. Cu Paris Saint-Germain, cu Botafogo și nu mai știu cine era. Și atunci am dus. În afară de faptul că i-am dus și pe Champs-Élysées seara după meci, să cunoască Champs-Élysées-ul și să cunoască restaurantele, faimoasele restaurante pe Champs-Élysées, deci. Deci, în afară de asta, i-am dus și la muzeu și m-am încercat să le explic de câte cealaltă. Cred că la muzeul la Quai d'Orsay. Dar asta am făcut-o și cu brazilienii la Shakhtar. Numai că acolo i-am dus în Scoția. Am jucat în Scoția un meci cu Celtic. Și o zi înainte, că totdeauna îi duceam cu două zile înainte. Deci, cu o zi înainte, am programat totdeauna o vizită. Acum... mai puțin muzei, acum mai mult un tur al orașului cu ghid care să le prezintă istoria orașelor, orașelor pe care jucăm, lucruri importante de cultură, de tradiție, sfârșit lucruri de astea. Înainte, cum eu și eu eram foarte pasionat de muzee, deci i-am dus la Glasgow și am intrat pe o parte, era un muzeu și de pictură, dar în același timp era și de mobilier vechi scoțian și era mai amestecat așa. Și eu am intrat pe o parte și eu direct pe partea cealaltă se iasă. Numai că unul dintre băieți mi-a spus și m-am dus, am ocolit cu direa și i-am prins. I-a prins în față, un flagrant, da. Sigur că am vrut să... Dar, cred că i-a ajutat și până la urmă au avut și ei ce povesti acasă. Le spuneam, nu poți să te duci acasă și să te întrebe băiatul, copilul, fata, cine e, unde ai fost și ai vrut să le povestești doar de un hotel și un teren de fotbal. Mai sunt și alte lucruri foarte interesante, frumoase, care ar trebui să pasioneze jucătorii de fotbal. Care dintre jucătorii din vremea în care erați antrenori pe naționale, în momentul în care erați Dinamo, care dintre ei erau pasionați, așa, păi, mulți dintre ei au rămas pasionați și datorită soțiilor lor, și Andone, și Rednic, din ăștia de... sunt convins și mulți alții, nu numai ei doi, dar de ei știu precis. Și acest e un lucru foarte, foarte bun, important, pentru că asigură în familie o continuitate și un anumit mod de a vedea viața. Haideți să venim un pic spre fotbal, da. Un sezon greu, un sezon încărcat la Dinamo Kiev. Cu ce diferă experiența aceasta de la Kiev față de perioada de la Shakhtar? Păi acolo a fost o perioadă de început. Shakhtar avea nevoie de confirmare, avea nevoie de titluri,
avea nevoie să... Era primul președinte foarte tânăr, avea 38 de ani avea, nu prea se pricepea la fotbal în momentul acela, el a fost mai mult pasionat de box, dar asumându-și această responsabilitate să conducă să echipa de fotbal, toate lucrurile care le-a făcut, a făcut cu, și cu pasiune și, și cu foarte multă inteligență. E, atunci când am venit eu, veneam după Scala și după Schuster, care nu au avut niște rezultate pe măsura ambițiilor președintelui. Am venit, sigur că nu, era un început, deci erau jucători ucraineni, dar în același timp și jucători din Estul Europei, de mai parte. Români mi se pare erau vreo 4 atunci. Stoican, cred că Florea, cred că Raț, cred că Ciprian, 4 cu siguranță. Care nu toți au rezistat, pentru că deja ștacheta performanței crescuse, se vrea cu totul altceva. Și în confruntarea cu ceilalți jucători nu au reușit să se mențină. Dar pe urmă a fost și Bărcăuan, dar de aceea spun că acolo a fost un început și orice performanță obținută era o performanță importantă. Mi-aduc aminte că veneam după ce câștigam o cupă sau un campionat la aeroport, lume foarte multă, mare sărbătoare în centrul orașului, la stat lângă statuia lui Lenin, cu spectacol, cu muzică, cu, în sfârșit, pentru oraș însemna enorm de mult, mai ales în confruntarea cu Dinamo Kiev, care era totuși reprezentanta capitalei. Deci, acolo, echipa a crescut normal, ușor, așa, an de an. Și e adevărat că în primii ani, imediat în primii 2 ani, am câștigat campionatul. Am câștigat cupa după o lună și ceva, am câștigat cupa, finala cu Dniepr, 2-0. După care am început campionatul, primul meci l-am jucat la Kiev, Dinamo Kiev, 2-0, care aveau, Dinamo Kiev avea în momentul acela, mi se pare, vreo 13 victorii consecutive în campionatul Ucrainei. Câștigase Shakhtar o singură dată cu Scala. Deci am venit și am venit cu o idee nouă legat de asta, era să creștem spectacularitatea fotbalului practicat de noi, pentru aceasta aveam nevoie de jucători care să atragă, că trebuia să am convins președintele să ia înceapă cu câțiva jucători brazilieni. Era și exemplu Barcelonei, nu Barcelona în timpul Guardiola, dar un Barcelona care avea câțiva jucători brazilieni foarte buni. Au transferat acești jucători, important a fost atunci Matusalem, cel mai important jucător, luat de la Brescia din divizia a doua, deci într-un raport președinte Corioni cu președintele Agmeto. Și el a câștigat de două ori titlul de cel mai bun jucător din campionatul Ucrainei. După care a urmat imediat, văzând că randamentul dat de jucători ăsta, a urmat imediat jucători importanți, Jadson, Fernandinho, mai târziu William, Teixeira, Douglas Costa, Adriano. Deci acea echipă a crescut și de la an la an devea o echipă mai bună. Dovadă că pe urmă mulți dintre jucătorii atunci au jucat și joacă în campionatele mari ale Europei. În schimb, la Dinamo Kiev a fost cu totul altceva. Dinamo Kiev venea după o perioadă de, cred că 5 ani fără Champions League. Shakhtar deja era o echipă consolidată, ultimul campionat îl câștigase cu 23 de puncte avanse, cu jucători încă din perioada în care eram eu, de jucători foarte importanti, și cu ceva jucători tineri care fusese transferați, dar nu prea jucau. A început această confruntare între o echipă. Eu n-am vrut să fac niciun fel de transfer de jucători, până nu văd jucătorii ce potențial au, nu acceptăm să facem niște transferuri, că nu știm la ce ne duc. Așa, cel puțin, acești jucători erau tineri, crescuți împreună, proveniți din academie, adevărat, fără niciun fel de performanță internațională, până și în Europa League terminați pe locul 4 în grupă.
Cu această echipă și cu dorința lor extraordinară de a, de a reuși, am reușit să câștigăm campionatul, cupa, supercupa în primul an. Devastat o echipă cum era Shakhtar, foarte, foarte puternică. În sfârșit, dovadă că ajunsesem în semifinală cupei UEFA, care e în Europa League. Deci diferența a fost, acolo la Shakhtar am putut să cresc ușor, ușor o formație așa cum mi-am dorit eu și cum aș fi vrut să fie, cu jucători foarte tineri. Dincoace, la Dinamo Kiev, am preluat o echipă deja, extern, un grup de jucători deja participanți în campionat și care trebuie să lucrul să fie cu totul diferit față de cealaltă, foarte mult. Dincolo era, la Shakhtar, era preocuparea mea pentru organizarea jocului, în primul rând, și pentru educarea jucătorilor, pentru eram obligat să accelerez procesul ăsta de maturizare a lor fotbalistică și mai ales internațională. Veneau dintr-o țară în care nici n-apucaseră prea mult să iasă în lume, de la 18 ani, ce însemna, fără o educație profesională de tip european. Ăștia, acolo era cu totul altceva, deci tehnic nu se putea vorbi, că erau jucătorii foarte talentați. În schimb, din punct de vedere al organizării jocului, a capacităților mentale și tactice de a înțelege jocul european, a fost cu totul altceva. La Dinamo Kiev se punea problema doar organizării foarte serioase a jocului și a dat jucătorilor încredere în potențialul lor. Deci ai convinge că pot fi la fel de buni ca și brazilienii de la echipa adversă și că pot chiar și câștiga în toate astea. Aveți deja o recunoaștere importantă și la nivel de mercat, o da, drept dovadă Mykolenko pleacă la Everton pe 20 de milioane de euro, da. L-a vrut și Mourinho la Roma, Tsigankov este și el foarte curtat, nu? E un pas important și acesta, nu? Este, sigur că e foarte important, pentru că, până la urmă, rezultatele te propulsează în prima linie de valori. Și anul trecut noi am obținut niște rezultate, nu numai rezultate, dar și jocurile bune care le-am făcut în Champions League. Chiar dacă am pierdut meciurile, am jucat de la egal la egal cu ceilalți. Se vedea că golurile care le-am primit au fost din lipsă de experiență la nivelul ăsta, dar din punct de vedere al jocului am dominat mult, până și pe Bayern München am dominat destul de categorii de preza a doua. Și poate dacă arbitru ne-a acordat penaltul care îl merita, lucrurile ar fi fost altul. Eu cu Barcelona la fel. Benfica la fel. Deci, da, creșterea echipei s-a datorat modul în care ei au înțeles că trebuie să se dăruiască jocul în primul rând și modul în care au înțeles ei că trebuie să rivalitatea aceasta să o câștige ei, să fie de partea lor, în sensul ăsta. E curios, Nea Mircea, că în ciuda faptului că există aceste rezultate, există acolo la Kiev, cel puțin așa, așa transpare din media, o facțiune care continuă să conteste, dar pare bizar. Sunt cei care vor să fie ei protagoniști. Gică contra, cum se spune în România. Da, cu gică contra. Să fie ei. Și de la început, eu nu i-am băgat, seam din contra. De fiecare dată i-am aplaudat ironic și pentru asta, pentru că trebuie întrebări, băteau la ochi. Au reușit să împacă în așa fel încât jucătorii nu se mai duc să-i mai salute, pentru că în loc să susțină echipa, să fie alături de ea, să câștige, ei au un singur obiectiv, acela de a arăta că ei pot schimba ceva. Nu pot schimba, sunt niște suporte, nu-i bagă nimeni în seară, din ce în ce mai mult se agită din punctul ăsta de vedere, dar cu banner și cu tot felul de lucruri. Dar asta nu, pe mine nu mă deranjează nimic, pentru că mare masa suporterilor gândește cu totul altfel. Cum se vede de la Kiev, fotbalul românesc la zi, echipa națională, faptul că continuăm să nu avem jucători importanți în campionatele mari ale Europei, pare că pentru că jucătorilor români
le blisește performanța. Dacă fără performanță nu ești băgat în seamă. Și cum între Est și Vest s-a adâncit foarte mult potențialul toate felurile. În primul rând economic, pe urmă și din punct de vedere al jocului. E foarte greu să mai ajungi acolo dacă nu reușești să treci măcar în grupele cupelor europene. Ești în grupele, atrage atenția într-un fel. Dacă nu, pe cine interesează meciurile de calificare? Doar atât echipele respective. Nu Europa, în general. Pe când ai ajuns în grupe, deja meciul se transmite în toată Europa, pe toate canalele posibile. Jucătorii sunt văzuți, sunt evaluați, sunt propuși, sunt promovați. Vedeți, toate lucrurile se strâng. Dar va fi din ce în ce mai greu pentru Estul Europei, pentru că s-a creat o diferență teribilă în ultimii ani, de când au făcut Champions League. Stadioanele pline sunt acolo, banii sunt acolo, jucătorii, banii care creează rivalitate, competiție, motivație extraordinară pentru jucători, toate astea sunt lucruri importante. Și s-au făcut eforturi pentru că cât mai multe echipe de nivelul acesta să apară în competiții. S-a mai înființat acum și a treia competiție. Mai mult pentru țările din Est, dar văd că acum și acolo acaparează echipele mari, pentru că și acolo încep să apară banii. Și unde apare bani, apare business-ul și interesul și toate. Deci nu va fi foarte greu, foarte greu pentru țările. În momentul de față, chiar dacă voi n-aveți posibilitatea să urmăriți, să vedeți o bază de pregătire a unei echipe din astea mari, în Benfica sau unde știu toate, dar peste tot, în Anglia, toate în academiile lor, toate, deci banii care se întorc în fotbal, de la televiziuni, de la suporturi, toate astea sunt investiți bine. Și e o infrastructură care, cum să spun, ajută creșterea jucătorilor la cel mai înalt nivel. De aceea, pe când partea din Estul Europei, noi am rămas așa cum am rămas în toate domeniile mult în urmă și ni se dă doar câte puțin așa, doar ca să simțim și noi că facem parte de asta. Același lucru se întâmplă și în fotbal. De aceea este foarte greu. Sigur că fotbalul e o posibilitate, pentru că dacă sunt jucători foarte talentați, și dacă găsesc momentul unui transfer, așa, 19, 20, 21 de ani, pot să ajung. În rest, e foarte greu. Sunt mult mai avantajați jucătorii care provin din Africa sau din America de Sud decât cei care provin din țările este europene. De care campionate se consideră că nu sunt la nivelul țărilor veste europene. Și asta, sigur, creează ratinguri separate. Dacă acum te referi la fotbalul românesc, noi până în 1990 am avut un fotbal foarte bun, dar pentru că era urmărit cu foarte mare interes de toată lumea vorbește, erau jucători sportivi, erau exploatați pe lumea aceea. Nu, se crea o presiune adevărat. Dar exista un interes național, total. Jucători aduși cu Arcanul la Steaua și Dinamo, asta... Nu e nimic s-a adus cu Arcanul, toată lumea vrea să vină și la Steaua și la Dinamo. Sigur. Toți, da. Pentru că, acum, de ce să nu... La Steaua și Dinamo ți-a asigurat, după terminarea activității fotbaliste, posibilitatea de a rămâne într-o structură care să te ducă până la pensie. Același lucru se întâmpla în echipele studențești. Jucătorii se duceau la echipele studențești pentru a-și face o diplomă și aveau asigurat, după terminarea facultății, o activitate. Deci nu e vorba doar Dinamo și Steaua. Erau poate mult mai avantajați jucătorii care se duceau la echipele studențești. Aveau mai mult de sigur. Universitatea Craiova. Toate, Iași, Clujul, Timișoara, acum Craiova, toate erau în felul acesta. Deci nu, toată lumea dă vina pe Steaua și Dinamo. Dar Steaua și Dinamo a reușit împreună să dea sportul românesc tot ceea ce a fost mai bun, medalii olimpice. Dar vreau să spun că sportivii erau
cum să spun eu, înconjurați cu foarte multă atenție, pentru că aduceau satisfacții populației normale, oamenilor, pentru că aminte că primii secretari sunt unde am fost, spuneau că dacă fotbalul nu merge, nici producția nu merge. Așa era, atât de era de mare interes. Sigur, asta crea o presiune asupra conducătorilor, asupra jucătorilor, care îi făcea să dea totul, să dea foarte mult. Acum, ce se întâmplă? Echipele sunt aparținând unui om, da, în general, unui patron. Și doar pe el îl interesează ca lucrurile să fie în regulă. Și el se gândește la interesele lui. Câștigă, pierde, nu. Deci nu se mai pune problema unui interes național pentru sportul respectiv. Și nici pentru performanță. Și nici pentru performanță. Și pentru, atunci era o nenorocire când una dintre echipele astea nu reușea să se califice. Sigur, era și mult mai ușor pentru că aveai 6 meciuri, 7 meciuri și jucai la finala. Acum sunt 17 meciuri. A fost cu Ajax care a jucat finala după 17 meciuri. Deci e mult mai greu acum. Performanțe din perioada aceea nu au venit întâmplător. Cum să spun eu, era o foarte bună organizare la nivelul cluburilor. Oamenii care se ocupau direct de fotbal, oameni cu o pregătire deosebită, Colonel Turtureanu, să zicem, la Dinamo, sau Neon Alexandrescu la Steaua, sau eu știu, pe la toate cluburile mari, iar ei dau raportul primilor secretari care controlau permanent activitatea echipei de fotbal, pentru că știau ce consecințe poate să aibă pentru starea de spirit a populației din zona respectivă. De aceea și campionatul era foarte, foarte important. Iar faptul că unii sau alte dintre jucători ajungeau la Dinamo și la Steaua, și astăzi echipele care au bani, cum e FCSB-ul, Steaua lui Becali, sau Cluj, asta își cumpără jucătorii cei mai buni, atunci poate se făceau transferuri. Eu mi-aduc aminte că pentru un singur jucător la Dinam, când eram eu antrenor, pentru Neluțu Sabău, am dat 5 jucători atunci în locul lui. Sau Pruna printre alții, da. Da, erau mai mulți. Același lucru s-a întâmplat și la Hunedoara. Tot așa, se schimbau jucători, 3-4 jucători. Că pe unul se mai și forțau câteodată astea, dar la nivelul conduce, nu la nivelul echipelor de fotbal, la nivelul celor care răspundeau cel mai de sus de echipa respectivă, miniștrii. Miniștrii și primii secretari stabileau între ei transferurile de care aveau nevoie pentru ca lumea să fie mulțumită. Deci cam așa a fost. Sportul a fost protejat. Mi-aduc aminte că eram membru în Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport. Eram încă jucător, antrenor, jucător-antrenor în toate pe și în Birou Federal. Și mi-aduc aminte că mă duceam tot timpul la centru de cercetare al CNEFS-ului, care era la Stadionul 23, condus de Nicu Alex, unde găseai tot ceea ce trebuia pentru a putea crește în profesie. Mergeam și luam broșuri, cărți care nu se permiteau să fie pe piață. Le traduceau și le lăsau la dispoziția specialiștilor. Așa să mai văd astăzi, mai există astfel de antrenori, tineri, preocupați să crească. Să crească, făcând aceste lucruri, pentru că acum ai terminat cu jocul, imediat antrenor, fără niciun fel de pregătire, și sigur că asta nu ajută deloc. Dar ar fi trebuit. Sunt și excepții în toată chestia asta, dar în general, antrenorii care erau pe vremea aceea, oameni cu state, cu o activitate foarte bogată, de la Angel Niculescu, Ștefan Covaci, Traian Onescu, Robert Cosmoc, foarte de bun, Titeașcă, când se strângeau, Stănculescu, Neatinel Stănescu, Valentin Stănescu, erau foarte mulți, poate că uit unii dintre ei și îmi pare rău, nu pot să spun toate numele, dar când era o adunare a antrenorilor, erau niște discuții extrem de aprinse, contradictorii legate de fotbalul românesc, dezvoltarea lui, de pregătirea jucătorilor. Fiecare antrenor era obligat să vină
înainte de a începe campionatul, cu un program pe care se discuta la colegiul de antrenori, colegiul de antrenori, un colegiu puternic. Asta nu mai există acum nimic. Acum fiecare individual încearcă să, da, să rezolve. Deci performanțele erau absolut meritate pentru ceea ce se făcea. Se muncea foarte, foarte serios în perioada și toată lumea era preocupată pentru că rivalitatea era atât de puternică, toți erau preocupați să fie cât mai bine pregătiți pentru a face față în asta. Pe urmă, sigur că două echipe au ieșit din... E vorba de Steaua și de Dinamo, au ieșit în față și cu performanțe și cu reușite și cu tot. Că nu poți să că lua prin asta. Sigur, Dinamo și Steaua, sigur, au luat niște jucători și ei au crescut jucători tineri. Și Dinamo au crescut jucători tineri. Nu au văzut. În spatele jucătorilor transferați au venit jucători tineri care au dus mai departe ideea de performanță. Apropo de preocuparea dumneavoastră din acea vreme de a fi conectat la tot ceea ce însemna nou în fotbal, de a vă pregăti și de a duce către echipă. Da, pentru că noi nu aveam televiziune, eu nu vedeam niciun fel de meci în ele. Chiar îmi amintesc că am făcut recent un interviu cu Silviu Lung, care spunea, domne, pe vremea aia Lucescu avea laptopul în cap deja pe vremea aia, iar Ionuț Lupescu spunea, domne, că ne făcea niște fișe în care ne spunea până și ce cari au adversari, adică au reținut niște detalii de genul ăsta, da. Da, e întrebarea atât, pentru că nu poți face o astfel de meserie dacă nu ai o pasiune extraordinară, dacă nu ești entuziast în toate astea, dacă nu ești, dacă nu-și dorești victoria cu orice preț, adică cu orice preț în sensul în care te angajezi total în toate astea. Deci mă duceam la Craiova să văd, după meciurile echipei noastre, să văd Craiova, jucătorii, să-i urmăresc, am vrut câte un meci internațional. Și pe drum cu soția scriam tot timpul, îi dictam și a scria tot ce avea, urmăream absolut totul, pentru că un antrenor trebuie să cunoască absolut totul. La el trebuie să strângă toate datele. Acum mă uit ce se întâmplă în fotbalul de mare performanță. Păi da, Liverpool s-a dus la Marbella să se antreneze, avea 45 de persoane în stafful lor. Nu există antrenor. La Benfica. Sunt șapte analiști ai clubului și iar Jesus are, antrenorul lui Benfica, are trei ai lui personal. Deci vă dați seama cum se studiază absolut super detaliu. Super detaliu. Mai vorbesc de Manchester City, cu Guardiola, nu Guardiola duce. El are 20 de persoane în jurul lui care îi pun la dispoziție absolut tot. El este omul care decide, care direcționează, care urmărește să găsească soluții pentru ca echipa să fie permanent proaspătă, proaspătă în sensul confruntării, în primul rând, între ei. Pentru că fotbal de ce e complicat? Aici ai de luptat cu foarte multe lucruri. Nu e vorba doar de adversari, e vorba și de raportul tău cu mingea. E vorba de raportul cu adversari, raportul cu echipieri, pentru că și aici este o luptă extraordinară între jucători, cine joacă și unde joacă. Deci sunt o mulțime de lucruri care trebuie gestionate de către un antrenor. De aceea se spune totdeauna că antrenorul cu experiență e cel de care o echipă are nevoie. Da, e adevărat și lucrul ăsta. Pentru că experiența face parte din viața noastră. Dar și un antrenor tânăr poate să compenseze experiența antrenorului cu o ambiție deosebită, cu o disponibilitate deosebită de a se sacrifica pentru el. Nu trebuie să mai existe altceva. Este echipa de fotbal cu elementele ei, cu tot ceea ce înseamnă posibilități de a ajunge la performanță. Pentru că am intrat destul în istoria dumneavoastră în fotbal, v-aș întreba dacă e adevărată legenda care spune că la începuturile noastre ați fost la un pas să ajungeți la Steaua în primă instanță, nu? Sigur, asta e clar de tot, nu mai vreau să mai adunați. În primul rând, ca jucător, prima dată m-am dus la o selecție a Stelei, v-am spus, era pe Plevne atunci, nu pe Plevne, era pe Ștefan cel Mare, dar nu era, se numea Ștefan cel Mare, continua Ștefan cel Mare, era stadionul Steaua al Armatei acolo, pe urmă s-au construit blocuri în zona străzilor Roma. Acolo.
Și mă spuneam că m-am dus, m-am și scris în carte. M-am dus la selecție, Catane era, se ocupa de selecție, pe mine m-a pus în poartă. Echipa mea a fost mai puternică tot timpul. Nici măcar n-am apucat să demonstrez că pot să degajez. La terminarea voastră ne-a ales. Și tu rămâi, tot. Te duci la parte. Deci asta a fost. Până am spus în carte că... Dar eu am fost elist. Eu am fost elist, așa, da? Adică la origine. Pentru că prima echipă care am văzut-o a fost CCA împotriva lui Internațional Milan, un meci amical pe 23. Țin minte cum m-am dus din Apărătorii Patriei, am luat-o jos pe Băcărești, m-am dus până la stadionul 23 august, care era atunci. Am intrat pe sub un gard, am intrat la meci, când nu aveam nici bani, nici nimic. Și atunci am văzut meci, am stat undeva cu coța la peluză, era stadionul Arhiplin la un meci amical. A câștigat CCA-ul cu 3-1. Deci lucrurile au stat aia. Pe urmă, și ca mai târziu și ca jucător, nu, nici nu s-a mai pus problema, pentru că de la școala sportivă m-a luat Dinamo direct, m-au lăsat la Sportul 10, cum era Politehnica București, 2 ani și am jucat în divizia B, de la primul an, dar în al doilea an am jucat în echipa națională, am fost maestru al sportului, cu 12 jocuri în echipa națională, jucând în divizia B. Era deja un record, de fapt, fotbalul românesc am stabilit multe recorduri. A fost asta, a fost faptul că după Bodola, care s-a oprit la 45 de meciuri, am fost primul jucător care a îndeplinit recordul lui Bodola. Era un record de aproape, cred că vreo 40 de ani, așa, 40-45 de ani. Sigur că noi jucam puține meciuri pe an, toate acum sau mult mai multe se joacă. Deci, și iar la Steaua, pe urmă, mai târziu, sigur, ca antrenor, eram la Hunedoara, aveam jucători aceștia care jucau extraordinari, care puteau să bată și pe Dinamo și pe Steaua în dovadă. Și atunci m-a chemat era general Olteanu, ministru. M-a chemat am refuzat. De fapt, când asta am devenit antrenor echipei... Ce an s-a întâmplat asta cu varianta cu Steaua? Până înainte de a lua echipa națională. Eram la Hunedoara. Okay. Numai că anul ăla mi-au luat mulți jucători la armată și mă umblam după ei să-i aduc. Și Dinamo își dorea jucători de la Hunedoara și Steaua își dorea. De la Steaua era Traian Unescu era antrenor. Și pusesem antrenorul meu și am vorbit cu el și am zis, nu pot să-ți dau. Dar a insistat. Până la am și spus, m-a ajutat Nicușor Ceaușescu. Am vorbit cu el și i-a dat telefonul bine și a zis, domnule, lăsați copiii acolo pentru că e un centru muncitoresc, important pentru noi și pentru toți și să nu creăm o problemă. Și atunci mi-au luat la armată. Pe Klein și pe Rednic i-au dus la Baia Mare. Pe Petcu l-a dus la Slatina. Am reușit eu să discut cu generalul Briceagă, era șeful pompierilor, și m-am venit la București și am vorbit cu domnul să ia la pompieri acolo, pe plan local. Și era la pompieri, pe Andone și pe Nicșa. Dar de ei nu știau încă, au fost primii, după ce au venit ceilalți. Îi aduceam duminica la meci, făceam program și mi-i dădeau duminica la meci, de unde erau. A durat o perioadă, adică de fapt era o presiune secetă. Dinamo luase pe Gabor. A trebuit să facem un schimb, să lăsăm pe Lăcătuș, pe Văietuș, mă scuzați, pe Văietuș și să vină Gabor înapoi. Un an în care Dinamo a câștigat și cupa și campionatul, cu Văietuș marcând 2 goluri împotriva Craiovei. Deci toată, după care s-a întors și el. Deci a fost o perioadă. În perioada aceea am fost chemat și am discutat și am spus că eu toată viața am fost cu Dinamo și că nu, mi-e greu. Așa gândeam atunci, pe urmă lucrurile se schimbă. Avansând puțin, mă dai seama că antrenor profesionist poate merge oriunde. Când ai importante, amintirile, sentimentele rămân undeva deoparte. Și vine în prim plan responsabilitatea ta de antrenor, responsabilitatea ta profesională. Și atunci celelalte, ai dreptul să te gândești la ele când nu ești cu echipa ta și pe trenul tău, în afară.
E adevărat că și Valentina a încercat să vă propună la un moment dat să veniți la Steaua? A fost o tentativă? Nu, pe urmă am venit la Steaua, pe urmă am venit la echipa națională și care era strategia mea? Că nu vreau ca o singură echipă să reușească, pentru că echipa națională ar fi depins de acea echipă. Și lucrurile s-au întâmplat în felul acesta. Când Dinamo a avut succes, era foarte greu să obțin jucătorile, dar cu ei m-am înțeles mai bine, pentru că vorbeam cu șefii. Nu. Când Steaua a intrat pe drumul acela al câștigării Cupei Campionilor, deci în toamnă, n-au mai vrut să mai dea jucători echipei naționale. Lucru care s-a întâmplat și cu Enei, numai cu mine. Pentru că conducătorii, miniștri și toate aceia, vreau ca imaginea fotbalului nostru sau imaginea, cum se spune, țării noastre, să o dea clubul respectiv. Adică ieșeau ei în față. Și atunci m-am străduit când Dinamo era în situația aia, Berlin, de exemplu, că toată lumea spune că pe Berlin l-a dus. Da, dar Berlin l-am convins eu. Și ziua care a semnat contractul, am fost cu el la Ghencea. El mi-a zis să vin cu el la discuții și am zis, nu pot, că sunt antrenorul echipei naționale. Te aștept jos. Du-te, vorbește, s-a consulta cu mine cam ce să ceară și ce să vrea, pentru că aveam nevoie la echipa națională. Nu îl vroiam să mai stea la Târgu Mureș, pentru că Târgu Mureș nu avea o evoluție foarte bună în campionat și el venea totdeauna foarte dezamăgit la echipa națională, supărat. Și a spus, bine, rămâi anul ăsta, salvați echipa, după care trebuie să treci la una. Dacă vrei că să facem performanță cu echipa națională, trebuie să treci la una dintre echipele mari. Craiova nu l-a vrut, că a zis că ei au o echipă, și la Craiova același jucător, n-am mai spus. Deci cu Craiova am avut aceeași probleme. Nu mai vreau să-mi dea jucători, trebuia să... Mă rog, că au drumul lor de performanță și da. Echipa națională încurcă. Ori eu aveam nevoie de meciuri amicale să cresc echipa națională. La care eu v-au zis că nu, de la Dinamo, începuse Dinamo să, când a ajuns semifinală, zic că nu am nevoie. Și atunci Steaua. Așa mintea mea, nu că el l-am vrut, dar m-am gândit eu și am vorbit și pentru el. Că îl vroiam să fie, se bate pentru titlu. Eu vreau totdeauna ca jucătorii mei să joace pentru titlu. Când joacă pentru titlu, atunci comportamentul lor este cu totul deosebit. Și a ajuns la, deci, într-o echipă de viteziști, cel mai important om acolo, tot vorbesc de ceilalți, cel mai important a fost Belin. Pentru că a dat echilibru, a dat ritmul acestei echipe, a dat un comportament intelectual superior în toate astea. A tras de partea lui jucătorii, a știut să-i facă și pe Pițurcă și pe Lăcătuș și tot. A creat un grup de jucători, un liant care, în momentul când el a plecat, s-a resimțit imediat. Până noi am câștigat ușor meciurile. Dar vă spun, el a fost extraordinar. Și a ajutat și pe ei cu foarte multe lucruri care se făceau deja la echipa națională cu noi doi. Dar asta e meseria mea și asta o accept absolut. E normal ca lucrurile să fie în felul ăsta. Deci, n-am mai... și vorbeați de Valentin. Da, când eram antrenorul echipei naționale la Steaua, era Cerneanu. Și eu mă duceam... Pentru că celelalte echipe aveau performanță, și Craiova și Dinamo aveau performanță, Steaua era în noi, mă duceam la ei la antrenament. I-am cerut Cerneanu, la un moment dat, să fac și eu un antrenament de atac cu jucătorii și mi-a lăsat. Am făcut... Eu să conduc antrenament, că nu mai aveam echipă, eram la echipa națională și eram mai mâncat în birou, mă mâncau picioare. Iar după antrenament rămâneam cu ei și jucam. Ba, pe Ghencea, cu Iordănescu, cu Ienei, cu Valentin. Pe Ghencea, la Plevne, în sală. Da. După care mai rămâneam și la o bere. Și discutam cu Valentin despre fotbal. Sigur, lucrurile au ținut așa foarte, am fost foarte apropiați, până când am trecut la Dinamo. Și în momentul acela am devenit un rival. Și rivalitatea asta se duce până... Același lucru mi se întâmplă acum cu Shakhtyor, că am acolo oameni care au fost atât de legați de mine timp de 12 ani, acum nici nu salută. Adică
Adică rivalitatea atât de ascuțită? Atât de ascuțită pe Sârnă, de exemplu. L-am pus și capitan de echipă. L-am transformat din atacant când nu putea să dribleze în fundaș, în locul lui Stoican. Relația a fost pe acolo. Din momentul în care începe această stare de rivalitate, se schimbă. Ca Nicolini, care erau de 18 ani a fost cu mine. Și el n-a vrut să vină, că le-a fi nici el, nici celălalt antrenor secund, nu a vrut să vină cu mine, că n-au avut încredere că putem să obținem performanță după 23 de puncte. Și el a rămas, s-a întors la Shakhtar. Adică Shakhtar l-a angajat pentru că nu a venit cu mine. Care compensă că n-a venit cu mine. Și același lucru. Data, s-a terminat. Relația nu mai există. Pentru că, cum se spune, nenorocirea în fotbal că devii dincolo de... Nu mai ești tu, nu mai e doar o competiție, nu doar o rivalitate, aproape un dușman este. Adică, cum se spune, performanțele se obțin și cu furie, dincolo de toate astea. E foarte greu să rămâi prieten cu unul care te bați. Bă, cum se spune, cel mai dureros lucru în fotbal este pierderea meciului. Pierderea meciului este o chestie extrem de dureroasă și durează o zi, două, nu poți să fii la fel cum ai fost înainte cu aceiași oameni cu care ai împărțit succesul. De data asta, el se bucură sau se întristează în funcție de performanța care o să... Mai insist un pic pe zona Valentin Ceaușescu. Spuneați dumneavoastră că la un moment dat ați devenit cumva rivali. Pe urmă, da? Am devenit mai de... Și că pentru că ați resimțit multe obstacole din partea lui ulterior, probabil, nu? Bineînțeles, când era normal, pentru că n-avea cu cine să... Ei nu se bă, eu nu mă băteam cu Ienei sau cu Iordănescu. Eu mi-am cu Valentin, era. El conducea, de fapt, tot procesul la Steaua. Dar un băiat foarte inteligent și a ținut extrem de mult la Steaua. I-a ajutat Steaua dincolo de posibil. Mi-aduc aminte că jucătorii la ei jucau cu 6 cartonașe, cu 10 cartonașe, îți spuneau că interesul reprezentării naționale, nu știu ce, jucau, nu luau hotărâri în birou federal din punctul ăsta de vedere, dar cum să spun eu, mi se pare că era normal când ții la o echipă, dai absolut totul. El a făcut foarte mult pentru Steaua și în același timp a făcut pentru fotbalul românesc prezența lui acolo. Asta nu... Sigur că unii dintre cei care aveau în pozită decizie ca să... multe dintre lucruri ca să facă plăcere. Mai dau un exemplu cu Crăciunescu, că toate meciurile care jucam cu el, am pierdut 3 campionate, 2 campionate în cauza lui. Alul la 3-3, când noi am marcat gol valabil, băieții mei s-au dus să protesteze, acum s-a demonstrat că a fost gol valabil, câștigam meciul, eram campion. El a dat drumul la joc, erau 9 contra 1 pe 2 contra 1, că ai mei protestau, le-a dat penalti și s-a terminat meciul 3-3 acolo. Sau la 2-1 atunci când s-a jucat până în minutul 96. Degeaba îmi spune că pe vremea aia nu exista acum mingiră de prelungire. Se juca până cum s-a jucat până la Oradea până 110 minute. De neam asta, dar nu el cred că nu, ci cei care erau, deci care vreau să iasă în evidență făcând plăcere și cum ne respectăm până la un aici regulamentul. Ne-au dat la 2-1 atunci, ce gol valabil și în sfârșit au fost mai multe. Eu le spun, sigur, ei pot să conteste unii dintre ei, dar asta a fost adevărul. Și am spus foarte clar că în acea perioadă a fost perioada lui Dinamo, când au bătut și au jucat semifinală. Nici mai 80, cred că 83-84. Da? A fost imediat după aceea perioada Craiovei, încă 2 ani, și vor veni perioada Stelei. Fiecare dintre echipele astea și-au împărțit o perioadă de glorie și în campionatul intern și în Europa. În Europa. Deci a venit așa cum ce păcat că nu a putut să țină mai mult. Că pe urmă a venit din nou Dinamo cu echipa de aia în anii 90, când 89-90, când nu mai puteam fi bătuți decât dacă se întâmpla ceva. Cum a fost retragerea pe teren sau meciurile astea două cu
cu arbitrat de Crăciunescu. Apropo de retragere de pe teren, vorbim despre finala Cupei din 88, da, da, celebra finala Cupei, finale. Pe care noastră a spus că eu ar trebui să vă treceți în palmares, da? O să contest, pentru că așa s-a întâmplat. E un gest și o declarație foarte interesantă făcută peste an de Fane Iovan, da, care recent, chiar într-un interviu... un băiat extraordinar. Și a spus, Fane Iovan a spus clar, domne, aia este finala lui Dinamo. Ar trebui ca istoric să se facă acest reglaj, da? Peste ani asta a fost... Eu am ținut foarte mult la jucătorii de la Steaua. Degeaba. Cei care au participat la creșterea echipei naționale din perioada aceea, că eu a trebuit să încep cu jucătorii de la Craiova, care, de la Hunedoara, care cunoșteau bine jocul nostru. În al doilea rând să preiau jucătorii la Craiova, care aveau mare succes și pe plan intern. După aceea, deci eu am greșit. Deci prima dată a fost Craiova, pe urmă a fost Dinamo și pe urmă a fost Steaua. Așa au decurs lucrurile. Prima echipă care a avut succes în Europa a fost Craiova, cu finala aceea, semifinala cu Benfica. Da. Imediat a urmat Dinamo în 84 cu semifinala, nu? Semifinala cu Liverpool. Cu Liverpool, da. Și după aceea a fost Steaua, care doi ani la rând au dus și au câștigat cupa campionilor și au reușit și finala de cupa campionilor. Se consolidase o echipă extrem de puternică. Numai că în același moment și echipa națională devenise foarte puternică în toate astea. Era foarte greu pe urmă să faci și schimbări. Problema mea a fost și aceasta, că de ce n-am mers pe echipa Steaua. Din moment ce făcusem o echipă competitivă, extrem de puternică, care bătuse și Italia, nu, campioana lumii, și cu jucători foarte tineri, care pe urmă au ajuns să joace câte 70-80 de meciuri în echipa națională. Chiar după ce am plecat eu de la echipa națională. Și Rednic, și Andone, și Mateuț, și Klein, și toți au jucat foarte multe. Deși antrenorul care a venit după mine, Ianei, numai la campionatul mondial din 90 erau 10 jucători la Dinamo, sau 11. 10-11 jucători. Pe urmă, din păcate, cei care au venit, i-a vândut pe toți. Din păcate, pentru noi și pentru ce au fost... Și terme, da, pe durata mondială. Nu mai vorbesc, bineînțeles. Și niște ofițeri de la armată care preluase Ministerul de Interne și care erau cu Steaua și au vrut să o desfințeze și atunci Suceavul, generalul Suceavul, sau generalul, cam așa ceva. Dar erau mulți care au contribuit la desfințarea Dinamo. Până Dinamo și-a revenit o perioadă. A fost o perioadă de... Norocul nostru că echipa națională a continuat pe scheletul a tot ceea ce s-a făcut înainte de 90. O bază extraordinară de pregătire și de educație. La cel mai înalt nivel băieții ăștia. Erau atât de... Și cei de la Steaua, și cei la Craiova, și cei la Dinamo. Atât de concentrați pe necesitatea de a obține performanță, încât era imposibil să nu obții. De aceea, eu îi apreciez, vă spun foarte tare și... Nu, dincolo de povești, dincolo de ce a fost, cum a fost istoria, da? Nu contestă niciun fel valoarea jucătorilor din acea perioadă. Au fost extraordinari. Celebra comparație, Steaua 86 sau Dinamo 90 cu o generație neîmplinită din motive de revoluție? Da, dar nu vreau să fac niciun fel, că nu se știe ce ar fi putut să fie. Că erau foarte tineri. Că la campionatul mondial din Italia erau deja 11 jucători în lotul național. Da, putea să undeva. Cred că aprecierile erau extrem de favorabile echipei Dinamo de atunci, pentru că toți remarcau tinerețea jucătorilor. Răducioiu, Lupescu aveau 20 de ani, Lupu 21 de ani, Timofte, erau echipă. Steaua deja... cum să se... Dubălini plecase, Pițurcă plecase, Stoica plecase. Nu sunt jucători că nu-i poți înlocui atât de ușor. Și numele Stelei rămâne, dar nu e același lucru. Vedeți ce se întâmplă pe la toate echipele, cum Barcelona, ce se întâmplă. Pierd niște jucători, cât de greu e să reconstruiești o echipă. Deci, din punctul ăsta de vedere,
Au fost niște ani foarte bine. De ce nu spui de Dinamo și Steaua și nu spui și de Craiova? Adică e greu de văzut ce de comparat unul cu altul. Și pe noi am avut ghinionul, îți amintea de meciul acela cu Anderlecht, dacă erai prea mic pe vremea aia. Ce meci era, care puteam să-l câștigăm, nu știu la ce scor, am demâneat categorii. Da, în condițiile la cu Anderlecht, da. Da, semifinala cu Alden, dar atunci, în perioada aceea... Cu celebra corecție aplicată lui Răducioiu, da? Bunul dintre episoadele care a rămas în memorie. Da, timpul de aia, poți, dar el nu poartă pic în contra, țin foarte mult la el, ține foarte mult la mine. Așa, am fost foarte supărat pentru că îmi dădeam seama că îi blochează cariera. Pentru că o eliminare într-o competiție de genul ăsta te duce în situația să ai vreo 4-5 etape, iar echipele mari nu te mai iau în credere. El așa a avut de suferit la Milan de altfel, din cauza acelei eliminări. Da, da, și același lucru s-a întâmplat cu Gabor. La Hunedoara. Da, la Hunedoara, că am la Sarajevo și nu-i vin al lui. Dumitrare s-a dus să protesteze și eu, un italian arbitru de tot, și noi eram într-o... I-a băgat steagul în piept aici și Gabor s-a dus să facă până la împins pe ăla. Dar i-a băgat. Adică nu e simplu. Reacția lor n-a fost cea mai bună și a lui e la fel. Dar, vă spun, cea mai bună perioadă a fotbalului românesc a fost aceea, anii 84, începând 84 cu calificarea echipei naționale la campionatul european. A fost complicat să-l aduceți pe Hagi de la Real la Brescia? Și a fost atunci o relație destul de tumultoasă, da? Nu știu cât s-a împăcat Hagi cu statutul de jucător de serie B la un moment dat. Da, dar a venit în campionatul Italiei în momentul acela. Sigur, el la Real Madrid a avut un statut deosebit, pentru că la Real Madrid conduceau, el venea dintr-un fotbal unde era numărul 1 din toate punctele de vedere, iar la Real Madrid era un grup de jucători care decideau, decideau și el l-au lăsat puțin mai în afară. Sigur că am vorbit cu Corion, l-am convins și pe el să vină, cred că i-a prins bine, pentru că s-a întors la Barcelona. Adică nu luam noi la situația în care el putea să ajungă la o altă echipă din campionatul Spaniei. Ori a venit aici, a contribuit la... și a avut 2 ani foarte buni. Mai ales de primul an. Sigur, a fost greu să se obișnuiască cu intensitatea antrenamentelor noastre, mai ales că divizia B era o divizie care ținea foarte mult de organizarea de joc și de pregătirea fizică. Foarte mult de noi. Divizia B era... Acolo, diferența între primele 4 echipe, deci a 4-a echipă care promova și a 4-a echipă din coadă care retrograda, câteodată era la 4-5 puncte. În 2 etape, 3 etape puteai să fii în divizia A sau puteai să fii în divizia C. Cam așa era. Iar el a făcut 2 campionate și aduc toți aminte de prezența lui acolo. A fost 2 campionate extraordinare. Mi-a fost greu că de mai multe ori, sigur, nu. La un moment dat, de antrenament, nu mai pot. Ușor, ușor s-a adaptat, după care a făcut un campionatul ăla mondial extraordinar, cu pregătire. Că mă păcat pentru el că echipa a pierdut atunci meciul ăla cu Suedia, așa cum a pierdut. El lua titlul de cel mai bun jucător al campionatului mondial. El îl merita, pentru tot ce a făcut. Pentru că, cum dacă revedem și golurile și toate... Și avem o echipă foarte puternică. Și el și Răducioiu de la mine. Păcat că cel mai tare îmi pare de faptul că Neluțu Sabău, care era extraordinar în campionatul italian, zicea omul bionic, s-a accidentat. Pentru că și el, sunt convins, că a făcut un campionat mondial deosebit. Neluțu spunea recent că și acum îi pare rău că nu a dat curs unei oferte de la Milan, dar n-a putut să vă refuze pe dumneavoastră. E posibil. Nu știu, e posibil, da. Noi l-am luat de la Feyenoord atunci. Țin minte că Corioane a făcut mai. Da, el ar fi meritat, poate că după primul an ar fi meritat să ducă imediat la o echipă mare. N-a fost,
n-a fost să fie, pentru că până la urmă, spun, totul depinde foarte mult de performanță, de rezultatele obținute. Dacă noi ne salvam atunci în barajul acela cu Bologna, mai ales că ultimele 5 meciuri, 6 meciuri le-am jucat pe teren străin atunci. A fost anul în care am jucat 11 meciuri, în 11 meciuri am avut un jucător suspendat. La meciul cu Milan acasă, pe Grăducel a dat după 5 minute, că a protestat la arbitru de tuș. Asta a fost situația atunci. După primele 3 etape eram pe locul 2, sau 4 etape, eram pe locul 2 și până, iar jos erau Roma, erau alte echipe care trebuiau să fie. Ne Mircea, în finalul discuției venim din nou un pic spre fotbalul la zi, da? Constatăm la nivel de selecționer că Hagi refuză, Răzvan nu a putut să dea curs ofertei din motive de contract la Salonic, Dan Petrescu a refuzat și el echipa națională, pare o criză profundă din punctul ăsta de vedere. Deci trebuie mult curaj să iei echipa națională și multă încredere, în primul rând, în tine și în potențialul jucătorilor tăi. Și să-i convingi pe acei jucători că pot face mult mai mult decât fac în moment de față. Îți mai trebuie și o bună, foarte bună pregătire. Eu am mai spus, trebuie văzut care dintre antrenorii noștri a avut un succes continuu în timp. În moment de față, doar Dan Petrescu a avut o astfel de evoluție. A refuzat, deci, din păcate. Din păcate. Asta. El, în rest, de foarte bine. Poate să se gândească, poate ar fi bine să se gândească de o la Bölöni. Un antrenor cu foarte multă experiență și extrem de serios și extrem de și foarte bine pregătit. Poate, de ce nu? Mai ales că nu a făcut o problemă. Mă gândesc la Pițurcă să revină, pentru că are experiența prezenței la echipa națională cu performanță. Deci el ar putea să vină dintre decât să încercăm iarăși nu știu ce. Se vehiculează celebrele variante Mutu sau Edi Iordănescu. Mi s-ar părea un hazard vreuna dintre variantele astea? Nu are hazard. Pentru că n-au experiență pentru astfel de... Da. Poate la Iordănescu mai puțin, în sensul că a lucrat efectiv cu echipele de club, are apropiere de tatălui, deci știe foarte bine ce trebuie să fie făcut la echipa națională. Mutu, nu știu, e singur, federația poate îl cunoaște mai bine ce a putut să facă la echipa de tineret, dar la echipa națională totuși sunt și excepții, am spus, sunt și excepții. Dar trebuie adus antrenorul care a avut o continuitate de succese asta, și care îți dă siguranța că lucrurile pot continua. Așa, antrenori care trec de 3 luni la o echipă, 3 luni la o echipă, sau asta nu dă niciun fel de siguranță. Următorul scenariu care funcționează în toată perioada asta în spațiu public, anume că federația a mers cu aceste oferte deschise către Hagi. Haideți să nu mai vorbim de asta, pentru că nu e problema, e responsabilitatea altora. Ce m-ai întrebat în legătură cu antrenorii, spun cam cum văd eu lucrurile în toate astea. Sigur, oricare dintre antrenori ar putea avea succes. Nu se știe de unde vine lucrurile, dar ei trebuie în primul rând să aibă o bază foarte serioasă, pentru ca să facă față momentelor foarte dificile în care te poate pune echipa națională. Pentru că aici ai un joc și până aștepți încă o lună până vine al doilea joc. N-ai jucători la dispoziție să poți discuta. Atunci, experiența înseamnă foarte mult. Sau, cum am spus eu mai devreme, un entuziasm fantastic, susținut de o pregătire foarte bună. Ar exista vreun context oarecare în care Mircea Lucescu ar mai accepta totuși? Nu, niciun caz. Am spus atunci. După... Ați spus în repetate rânduri, dar știți cum e, viața se mai schimbă din când în când. Consider că am fost nemilitat scos de la echipa națională, atunci 4-0 cu Austria. Construisem o echipă. Nu contează. Construisem o echipă extrem de puternică și care dădea siguranță că vor putea, și foarte tânără. Și nu se justifica în niciun fel asta. Dar a fost o chestie politică și atunci nu mai... Oamenii de atunci nu așa au gândit. E adevărat însă că... Dar eu am trăit prin jucătorii care au continuat să fie acolo. A fost la echipa națională. Deci, fost mai atent. E adevărat însă că Lupescu, atunci când v-a făcut oferta la Marsilia, ați fost cumva în cumpănă
să acceptați? A fost atunci aproape să acceptați totuși? Da, am fost aproape să acceptați. A venit special pentru dumneavoastră la Marsilia? Dar în momentul acela... Și a venit Răzvan până la urmă. Nu, în momentul acela, imediat după meci, președintele Akhmetov a anunțat presa că el mi-a prelungit contractul. Că eu terminam contractul. Da. Mi-a prelungit contractul, dar nu făcusem. Da. Nu a făcut-o imediat, după aceea a făcut pe presă, pentru că era o performanță, faptul că bătuse Marsilia și acasă și în deplasare și jucam, mi se pare, finala atunci, sau semifinala. Pentru că mi se pare, sau semifinala, cred că jucam cu Dinamo Kiev. Nu mai, în sfârșit. A apucat să facă lucrul ăsta, sigur că eu n-am mai putut să dau înapoi. Vorbeam mai devreme despre jucătorii români care, din păcate, nu mai reușesc să ajungă la un nivel important în fotbalul european și e cumva frustrant să vezi inclusiv jucători ca Răzvan Marin, ca Mihăilă, ca Man, de la care erau foarte mari speranțe, devin din ce în ce mai nefericit în Italia. Da? Răzvan Marin pare să fie deja pe făraș la Cagliari, Mihăilă cu Man, probleme mari în Serie B... Nici măcar dinspre oameni de genul ăsta nu par să... Pentru că jucătorii noștri nu au fost pregătiți așa cum au fost pregătiți și până în 90, care au plecat după 90 afară. Acei jucători au fost extraordinar de bine pregătiți și educațional și mental. Și veneam dintr-o perioadă în care educația însemna foarte mult. Cei care au plecat după au plecat doar pe talentul lor, care n-a fost de ajuns. M-aș fi întors un pic la una dintre poveștile din cariera noastră de antrenor, mă refer la meciul cu Irlanda de Nord, da? Care are o întreagă poveste în spate. Este mare, povestită. Este marea dezamăgire a carierei dumneavoastră, meciul acesta cu Irlanda de Nord? Da, așa e, pentru că a venit meciul acela într-un moment extrem de favorabil echipei naționale, jucătorilor echipei naționale. Din păcate nu am fost ascultabil, în momentul interesele, vă spuneam, cine, pentru că am cerut atunci, a plouat, a pus să se arată stadionul. Eram la Cluj, bătuse, mi se pare, în Polonia sau Bulgaria, nu știu ce meci amical. Stăteam la Bistrița, în condiții sub tribună acolo. Eram concentrați pe meciurile care le aveam de jucat. Eu nu i-am dus niciodată la lux pe jucătorii mei, totdeauna i-am dus acolo unde satisfacția lor trebuia să fie doar fotbalul, atât tot. Rest, hrană bună și toate astea. Deci veneam de la Cluj, am venit special la București, mi-am pus ghetele în picioare, le-am făcut o demonstrație, era Alexa, șeful CNEFS-ului, era Mircea Angelescu, președintele Federației, erau mai mulți toți pe acolo și le-am făcut demonstrație, am făcut o alunecare și un metru de pământ s-a dus la parte. Nu se poate juca pe asta. Am cerut atunci, sigur, conducerea țării plecase prin America de Sud și nu mai era aici, la conducerea mi se pare că era Bobu. Și aflasem din brusele mele că el este la Timișoara în vizită. Și am știut când e acolo și am dat la Timișoara, eram foarte bune relații cu Cornel Pacoste, care era prim secretar și care fusese... la centru, când eram eu la Sportul Nețez, la Politehnica Timișoara, el conducea, răspundea de echipa de fotbal, era secretarul comitetului de partid pe centru studențesc. Și am vorbit știind că el acolo și i-am spus că rog foarte mult să accepte să jucăm meciul la Timișoara, că la Timișoara bătusem și URSS-ul, bătusem și Finlanda. Nu știu, mai am avut două, trei de astea foarte bune și am zis să ne lasă să jucăm acolo. Și a zis, nu, mi-a spus pe lume, nu se poate, i-a transmis pe lume, a zis că nu se poate, nu știu. Atunci am zis, mergem pe Ghencea, să-mi dădeam voie să jucăm pe Ghencea. Era stadionul, nici pe Ghencea, dar am conducerea federației toți ne-au îndreptat spre asta. Nici nu știu dacă unii nu s-au bucurat că am pierdut acea, ca să poată să iasă în evidență altă. Sunteți tentat în vreun fel să vă implicați în situația de la Dinamo? Nu, în niciun caz. La vârsta mea, poate sunt alături de ei. Haideți să încheiem chiar ultima întrebare, Nea Mircea, câteva amintiri așa din perioada Crăciunului, o să vă rog. Duc doar o perioadă în care eram Moș Crăciun. Așa. La Marilu, la Matei,
A, nu, că am fost Moș Crăciun și la Răzvan. Era și Răzvan, dar și la nepoți. Și la Răzvan și la Doamne. În timp, așa vă să-ți spun. Și era plăcut. Parte și cu copiii prietenilor mei. Făceam seară plăcută. Sigur, era o perioadă, o parte a timpului dedicată copiilor și, până mai era o parte a timpului dedicată oamenilor, părinților. Deci era foarte frumos. Din păcate s-au cam pierdut tradiția asta a Moș Crăciunului în familie, adică să strângă copiii, prietenilor, toți. Nu mai e timp pentru așa ceva. Da, Mircea, mulțumim foarte mult de aici din galeriile Artmark de la Palatul Cesianu Racovița. A fost o discuție foarte interesantă. Mulțumim foarte frumos. Cu plăcere. La revedere.